Mântuitorul iadului, caunice ne-am izbăvit de moartea cea veșnică. Cele de laudă aducem ție, noi robii tăi, și zidirea ta, ci ca unul ce ai îndurări nenumărate, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să-ți cântăm ție, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă. Binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru pacea toată lumea, pentru statornicia Sfintelor lui Dumnezeu Biserici, pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce au credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu, intră în ea, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru prea fericitul părintele nostru Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, pentru cinstita preoțime și antru Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și pentru iubitoarea de Hristos armată, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru sfânt locașul acesta, țara aceasta, pentru toate orașele și satele, și pentru cei ce cu credință locuiesc în ele, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru bună întocmirea văzduhului, pentru belșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului să ne rugăm. Doamne,
ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului, pentru slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român, și cu bună spărire să fie aduse la bun sfârșit cu harul și cu lucrarea Preasfântului Duh. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Pe preasfânta, curata, prea binecuvântată, slăvita, stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, toți sfinții să o pomenim. De Dumnezeu miluiește-ne pe noi. Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră. Lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Ție, Doamne! Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Binecuvintează, suflete al meu, pe Domnul și toate cele din lăuntrul meu. Numele cel sfânt al lui binecuvântat ești, Doamne. Iarăși, iar în pace Domnului să ne rugăm. Doamne, apără, mântuiește, miluiește și ne păsește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Pe prea sfânta, curata, prea binecuvântata, slăvita, stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții să o pomenim. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dă. Ție, Doamne! A Ta este stăpânirea și a Ta este împărăția, puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea
și în vecii vecilor. Amin. Unule născut, Fiule și Cuvântul lui Dumnezeu, Cel ce ești fără de moarte și ai primit pentru mântuirea noastră, a te întrupa din Sfânta Născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioară Maria, care le neschimbat te-ai întrupat și răstignindu-te, Hristoase Dumnezeule, cu moartea pe moarte ai călcat. Unul fiind din Sfânta Treime, împreună slăvit cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, mântuiește-ne pe noi. Iarăși, iar în pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Apără de tăiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Binecuvântată, slăvită, stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții să o pomenim. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Ție, Doamne, că bun și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
să strigăm ție. Bucură-te, mireasă nenuntită. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, mântuiește-ne pe noi, Fiul lui Dumnezeu, Cel ce ai înviat din morți, pe noi cei ce-ți cântăm, Aleluia! Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Că Sfânt ești Dumnezeu nostru și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte, fără de moarte, Dumnezeu.
Sfinte, Sfinte, tare. Dregătorul regelui Areta păzea cetatea Damascului ca să mă prindă. Dar printr-o fereastră am fost lăsat în jos peste zid într-un coș și am scăpat din mâinile lui. Dacă trebuie să mă laud, nu-mi este de folos, dar voi veni totuși la vedenii și la descoperiri de la Domnul. Cunosc un om în Hristos, care acum 14 ani, fie în trup, nu știu, fie în afară de trup, nu știu, Dumnezeu știe. A fost răpit unul ca acesta până la al treilea cer. Și știu pe un astfel de om, fie în trup, fie afară de trup, nu știu, Dumnezeu știe, că a fost răpit în rai și a auzit cuvinte de nespus, pe care nu se cuvine omului să le grăiască. Pentru unul ca acesta mă voi lăuda, iar pentru mine însumi nu mă voi lăuda, decât numai în slăbiciunile
mele, fiindcă chiar de-aș vrea să mă laud, nu voi fi fără minte, căci voi spune adevărul, dar mă feresc de aceasta ca să nu mă socotească nimeni mai presus decât ceea ce vede, se aude de la mine. Și pentru ca să nu mă trufesc cu măriția descoperirilor, dat-o misa mie un ghim pe trup, un înger al Satanei să mă bată peste obraz, ca să nu mă trufesc. Pentru aceasta de 3 ori am rugat pe Domnul să-L îndepărteze de la mine și mi-a zis, îți este de ajuns harul meu, pentru că puterea mea se desăvârșește în slăbiciune. Deci foarte bucuros mă voi lăuda într-o slăbiciunile mele, ca să locuiască în mine puterea lui Hristos. Amin. Pace ție, cititorule, și Duhului tău. Aleluia, aleluia, aleluia. Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor. Și Duhului tău. Din Sfânta Evanghelie de la Luca citire. Slavă ție, Doamne, slavă ție. Să luăm aminte. Zisa Domnul, precum voiți să vă facă voi oamenii, faceți-le și voi asemenea. Și dacă iubiți pe cei ce vă iubesc, ce răsplată puteți avea? Că și păcătoșii iubesc pe cei ce iubesc pe ei. Și dacă faceți bine celor ce vă fac voi bine, ce mulțumire puteți avea? Că și păcătoșii fac același lucru. Iar dacă dați împrumut celor de la care nădăjduiți să luați înapoi, ce mulțumire puteți avea! Că și păcătoșii dau cu împrumut păcătoșilor ca să primească înapoi întocmai. Însă voi iubiți pe vrăjmașii voștri și faceți-le bine
și dați cu împrumut fără să nădăjduiți nimic în schimb, iar răsplata voastră va fi multă și veți fi fii celui preaînalt. Că El este bun cu cei nemulțumitori și răi. Fiți milostivi, precum și Tatăl vostru milostiv este. Slavă ție, Doamne, slavă ție. Să zicem toți din tot sufletul și din tot cugetul nostru, să zicem: Doamne, miluiește! Doamne, Atotstăpânitorule, Dumnezeul părinților noștri, rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește! Doamne, miluiește! Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Citul Părintele nostru Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, pentru sănătatea și mântuirea lui. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor și pentru iubitoarea de Hristos armată, pentru sănătatea și pentru mântuirea lor. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru frații noștri, eromonahi, preoților, diaconi, diaconi, monahi și monahii, și pentru toți cei întru Hristos, frații noștri. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru fericiții și pururea pomeniții ctitori acestei sfinte biserici și pentru toți cei mai înainte adormiți părinții frații noștri, drept slăvitori creștini care odihnesc aici și pretutinde. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, închinătorii, ctitorii și binefăcătorii ai acestui sfânt local. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doctorul sufletelor și al trupurilor, cu milință și cu zdrobire de inimă, cădem înaintea ta și suspinând strigăm ție, vindecă durerea. Tămăduiește patimile sufletelor și trupurilor robilor tăi, acestora care sunt cazați și care lucrează în această instituție, care se află pe patul de suferință și ca un bun, iartă-le toată greșeala cea de voie și cea fără de voie și de grab ridică-i din patul durerii, rugămâne ție, auzi-ne și ne miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Cel ce nu vezi moartea păcătosului, ci să se întoarcă și să fie viu, îndură-te și miluiește pe robii tăi. Milostive, contenește-le răceala, potolește-le fierbințeala, tinde mâna ta cea tare și ridică din patul durerii, precum oarecând pe fica lui Iaire și sănătoși arată,
rugăm-ne, ți auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Încă ne rugăm pentru ctitorii, binefăcătorii și miluitorii Catedralei Mântuirii Neamului și pentru toți ziditorii și lucrătorii care se ostenesc cu înălțarea acesteia, pentru sănătatea, mântuirea și ajutorul lor. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Încă ne rugăm pentru cei ce aduc darul și fac bine sfântă și întru tot cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul care stă înainte și așteaptă de la tine, mare și bogată milă. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești, și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Iarăși iar în pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Înțelepciune, ca sub stăpânirea Ta, totdeauna fiind păziți, ție slavă să înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Cei legați cu pofte și cu desfătări trupești nu este vrednic să vină, să se apropie sau să slujească ție, Împărate al slavei, căci a sluji ție este lucru mare și înfricoșător, chiar pentru puterile cerești, dar totuși pentru iubirea Ta de oameni, cea negrăită și nemăsurată, fără mutare și fără schimbare. Te-ai făcut om și arhiereu al nostru, Te-ai făcut și ca un stăpân la toate, Ne-ai dat sujirea sfântă acestei jertfe liturgice și fără de sânge. Că numai Tu, Doamne, Dumnezeu nostru, stăpânești peste cele cerești, cele pământești, Cel ce șezi pe tronul heruvimilor și ești Domnul serafimilor și Împăratul lui Israel, Cel ce singur e sfânt și într-un sfinț te odihnești, deci pe Tine te rog, Cel ce singur ești bun și binevoitor, caută spre mine păcătosul și netrebnicul Tău rog, și curățește sufletul și inima de cugete vicrele. Și pe mine, Cel ce sunt îmbrăcat cu harul preoției, vrednicește-mă cu puterea Sfântului Tău, Duh, să stau înaintea acestei sfinte mesea Tale, să jertfesc Sfântul și prea curatul Tău trup și scumpul Tău sânge, că la Tine vin plecând îngrumajii și mă rog Ție să nu întorci fața Ta de la mine. Acestea. De mine păcătosul și nevrednicul Tău rog, că Tu ești Cel ce aduci, Cel ce te aduci, Cel ce primești, Cel ce te împarți, Hristoase, Dumnezeu nostru. Și Ție slavă înălțăm împreună și Lui fără de început al Tău, Părinte și Preasfântul, și în viață păcătorului Tău, Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Noi care pe heruvim cu taină, chipui și făcătoare de viață, treimii trei sfântă pe care aduce toată grija cea lumească, adus-o repădăm ca pe Împăratul Dumnezeu, Cine ne văzut de cetele încerești, aliluia, aliluia, aliluia. Noi care pe heruvim cu taine, chipui și făcătoare de viață, trăim, pe trei sfântă cântare aducem toată grija cea lumească, acum să o repădăm
ca pe împăratul tuturor să fie binecuvântat și nevăzut de cetele îngerești. Aleluia, 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 noi care pe neruvim cu taine, nimăi și făcătoare de viață. Bisericii Ortodoxe Române, să-L pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe poporul român cel binecredincios de pretutindeni, pe conducătorii țării noastre, pe mai mari orașelor și ai satelor, și pe iubitoarea de Hristos armată, să-I pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe frații noștri, ieromonahi, preoți, erodiaconi, diaconi, monahi și monahii, și pe tot clerul bisericesc și cinul monahal, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe fericiți într-o adormire, patriarhii ai Bisericii Ortodoxe Române,
Miro, Nicodim, Justinian, Justine și Teoctist, și pe toți arhierei țării românești să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe fericiții și pururea pomeniții ctitori ai sfânt locașului acestuia, pe alți titori, miluitori și binefăcători, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe fericiți într-o adormire, roiostași și luptători români, din toate timpurile și locurile care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești, pentru întregirea neamului, demnitatea și libertatea poporului român, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe cei ce au adus aceste cinstite daruri și pe cei pentru care s-au adus vii și adormiți în Domnul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe toți cei adormiți din neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, frați, surori, fii și fiice, soți și soții, și pe toți cei adormiți în centrul acesta de îngrijire, cu tot neamul lor cel adormit, pe fiecare după numele său, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Și pe voi, pe toți, drept măritorilor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. S-a arătat, Hristoase, mormântul tău izvor, ce sunt puse înainte Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră în ea, Domnului, să ne rugăm. Doamne, să fim izbăviți noi de tunecazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Ziua toată desăvârșită, sfântă în pace și fără de păcat, de la Domnul să cerem.
Da, Doamne. Înger de pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, de la Domnul să cerem. Da, Doamne. Milă și iertare de păcatele și de greșelile noastre, de la Domnul să cerem. Da, Doamne. Cele bune și de folos sufletelor noastre și pace lumii, de la Domnul să cerem. Doamne. Cealaltă vreme a vieții noastre în pace și într-o băgăință o să vârși, de la Domnul să cerem. Da. Și creștinezi vieții noastre, fără durere neînfruntat în pace și răspuns bun la fricoșătoarea judecată a lui Hristos să cere. Da. Prea sfânta, curată, prea binecuvântată, slăvită, stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, toți sfinții să o pomenim. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pre pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Ție, Doamne, cu îndurările unui a născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu preasfântul și bunul și de viață făcătorul tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace tuturor. Ca într-un gând să mărturisim. No.
fereștrușile, ușile, cu înțelepciune să luăm aminte. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl la toți viitorul, făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șa de la dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărei împărăție nu va avea sfârșit. Și într-o Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl procede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc cum botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte sfânta jertfă, în pace a o aduce. Și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toți. Și cu pe care le știm și pe care nu le știm, pentru binefacele tale arătate și nearătate ce ni s-au făcut nouă. Mulțumim ție și pentru liturghia aceasta pe care ai binevoit a o primi din mâinile noastre, deși stau înaintea ta mii de arhangheli și zeci de mii de îngeri, heruvimii cei cu ochi mulți și serafimii cei cu câte șase aripi, care se înalță zburând. Cântare de biruință cântând, strigând, glas înălțând și grăind. Agios, Agios.
din este cerul și pământul de slava ta. Osana întru cei de sus, Kyrios, slava. Tot cel ce crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică și acesta. Venind și toată rânduiala cea pentru noi plinită de noaptea, care a fost văzut mai degrabă bine, să-L dat pe Tine, pentru viața luminând pâinea pășminilor și prea toate. Acesta este trupul meu, care se frânge pentru voi, spre iertarea păcatelor. Asemenea și paharul. Dintr-o acesta toți, acesta este sângele meu, alegământului celui nou, care pentru voi și pentru mulți se varsă, spre iertarea păcatelor. Aducându-ne aminte așadar de această poruncă mântuitoare și de toate cele ce s-au făcut pentru noi de cruce, de mormânt, de învierea cea de a treia zi, de înălțarea la ceruri, de șederea cea de-a dreapta și cea de-a doua slăvită și iarăși venire. Ale tale, dintr-o ale tale, ție îți aducem de toate și pentru toate. Dumnezeule, curățește-mă pe mine păcătosul. Dumnezeule, curățește-mă pe mine păcătosul și mă miluiește. Dumnezeule, curățește-mă pe mine păcătosul și mă miluiește. Doamne, Cel ce ai trimis pe preasfântul Tău Duh în ceasul al treilea apostolilor Tăi, pe acesta bunule nu lua de la noi, ci nu ești întru noi, ci ce ne rugăm Ție. Inimă curată, zidește întru mine, Dumnezeule, și Dumnezeule, duce din outroale mele. Doamne, Cel ce ai trimis pe preasfântul Tău Duh în ceasul al treilea apostolilor Tăi, pe acesta bunule nu lua de la noi, ci nu ești întru noi, cei ce ne rugăm Ție. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău ce îți lua de la mine. Doamne, Cel ce ai trimis pe preasfântul Tău Duh în ceasul al treilea apostolilor Tăi, pe acesta bunule nu lua de la noi, ci nu ești întru noi, ci ce ne rugăm Ție. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea. Amin. Încă aducem Ție această slujire cuvântătoare și fără de sânge și Te chemăm și Te rugăm și la Tine cădem. Trimite pe Duhul Tău cel Sfânt peste noi și peste aceste daruri ce sunt puse înainte și fă adică pâinea aceasta cinstitul trup al Hristosului Tău. Amin. Iar ceea
aceste potirul acesta cinstitul sânge al Hristosului tău, amin, prefăcându-le cu Duhul tău cel sfânt, amin, 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 pentru ca să fie celor ce se vor împărtăși spre trezirea sufletului, spre iertarea păcatelor, spre plinirea împărăției cerului, aduce-n ție această slujire cuvântătoare pentru cei adormiți într-o credință, strămoși, părinți, patriarhi, proroci, apostoli, propovăduitori, evangheliști, mucenici, mărturisitori, pustici și pentru tot sufletul cel drept care s-a săvârșit. Sfânta, curată, prea binecuvântată, slăvită, stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara, Maria. Acțiune stimosă, Părintele nostru Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, pe care îl dăruiește Sfintelor tale biserici, în pace întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile, drept învățând cuvântul adevărului tău. Și pe toți și pe toate. Și ne dă nu cu gură și o inimă a slăvit și a cânta prea cinstitul și de mare cuvință numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh,
acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Și să fie milele mare lui Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, cu voi, cu toți. Și cu Duhul tău. Pe toți sfinții, pomenindu-i iarăși și iară în pace, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru cinstitele daruri ce s-au adus și s-au sfinții Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! La iubitorul de oameni, Dumnezeu nostru, Cel ce le-a primit pe ele, Sfântul cel mai presus de ceruri și duhovnicesc, Său jertfelnic într-un miros de bună mireasmă duhovnicească, să ne trimită nouă dumnezeiescul har și darul Sfântului Duh, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Unitatea credinței și împărtășirea Sfântului Duh cerând pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu, să o dăm ție, Doamne. Cine învrednicește pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire fără de osândă, să cutezăm a te chema pe tine, Tată, Dumnezeul cel ceresc, și a zice: care reiești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, fie voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne o nouă astăzi. Și ne iartă nouă greșeală, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pre Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace tuturor. Și Duhului Tău. Capetele noastre care ești binecuvântat împreună cu Preasfântul
și bunul și de viață făcătorul tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Dumnezeule, curățește-mă. Să luăm aminte, sfinetele, sfineților. Se frânge, se poartă, Domnul Sfânt, unul Domn Iisus Hristos, pentru slava lui Dumnezeu, Tatăl, amin. Binecuvântată este căldura sfintelor tale taine, Doamne, totdeauna, acum și porunci. Anea, într-o joi de dimineață, zid scurtărilor din viață, brâncoveanul se sfula, fața blândă e spăla, barba albă-și pieptăna, la icoane se închina. Pe fereastră el cânta și amar se spăimânta. Dragii mei, coconi iubiți, lăsați somnul, vă treziți, armele vi le gătiți, că pe noi ne-a cojurat pașa cel nepăcat. Ienicei cu turnuri mari ce sparg ziduri cât de tari. Bine vorba nu sfârșea, turci-n casă năvărea, pe toți patru mii prindea și ducea de închidea. Lasa-mul în turnul mare, ce se-nalță lângă mare, unde zac fețe domnești și sol mare împărătești. Mult acolo nu zăceau, că sultanul i-a aducea lângă foișorul lui pe malul Bosforului. Brâncove, până nu fi mazilit, să desparți a ta domnie de a noastră părăție. Când de mult ce ești avut, bani de aur ai bătut,
fără-ți fi de mine teamă, fără vrea, ca să dai seama. De-am fost bun rău la Domnie, Dumnezeu singur o știe. De-am fost mare pe pământ, ca-ta cum de vezi ce sunt. Constantine, Brâncovene, nu-mi grăi vorbe viclene. De-ți e milă de copii și de vrei ca să mai fii, lasă legea creștinească și te dă legea turcească. Facă Dumnezeu ce-o vrea, chiar pe toți de neastă ia, nu mă las de legea mea. Sultanul din Foișor făcu semnul în prohor, doi gealați veneau curând, săbiile fluturând, și pe rob dacă mergeau, din coconii și-alegeau pe cel mare și frumos, și-l puneau pe scaun jos. Și când spada repezea, capul iutei reteza, brâncoveanul greu ofta. Doamne, fie voia ta! Sultanul se minuna și cu milă îi grăia. Brâncovene, Constantin, boier vechi și domn creștin, patru fii tu ai avut, din ei trei ții ai pierdut, numai unul ți-a rămas. Cu zile de vrei să las, lasă legea creștinească și te dă legea turcească. Domnul Dumnezeu, creștin bun m-am născut eu, creștin bun a muri vreau. Taci, drăguță, nu mai plânge, că-n piept inima se frânge. Taci și mori în legea ta, că tu cerui căpăta. Imbrohorul se-ncrunta, gealații înainta, și pe blândul copilaș, dragul tatii feceraș, la pământ îl arunca și zilele-i ridica. Brâncoveanul greu ofta și din suflet cuvânta, Doamne, fie voia ta! Apoi el se întuneca, inima-i se despica, și pe copii se arunca, îi bocea, îi săruta,
și turbând apoi striga: Alelei tâlhari păgâni, alei voi feciori de câini, patru fii eu am avut, pe toți patru i-ați pierdut. Dar a Domnul Dumnezeu să fie pe gândul meu, să vă ștergeți pe pământ cum se șterg norile vânt, să n-aveți loc de îngropat, nici copii de sărutat. Turcii crunțe o țărau și pe dânsul tâlhăreau, și zilele-i ridica. Când turbați turci liftărea, de-ați mânca și carnea mea, să știți că a murit creștin brâncoveanul Constantin. Când turba surși liftărea, de-ați mânca și carnea mea, să știți că a murit creștin Dumnezeu, cu credință și cu dragoste, apropiați-vă! Bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului. Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nou. Binecuvintează moștenirea ta. Am văzut lumina cea adevărată, am primit Duhul cel ceresc, am aflat credința cea adevărată, răspărțitei Sfintei trăim închinându-ne, că aceasta ne-a mântuit pre noi. De-auna acum și și în vecii vecilor. Amin. Să se umple gurile noastre de laudă, Doamne, ca să lădăm slava Ta, că ne învirinci pe noi, ne împărtăși cu Sfintele cele fără de moarte, preacinstitele și de viață, făcătoarele Tale Tai, ne întărește-ne pe noi în Sfințenia Ta, toată ziua să ne învățăm dreptatea Ta. Aliluia, aliluia, aliluia! Drept primind dumnezeștile, Sfintele preacuratele, nemuritoarele, cereștile și de viață, făcătoarele, înfricoșătoarele lui Hristos, taine cu vrednicie,
Să mulțumim Domnului. Doamne, miluiește! Doamne, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Ziua toată desăvârșită, sfântă în pace și fără de păcat cerând, pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Ție, Doamne! Pentru sfințirea noastră și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. În pace să ieșim. Într-un numele Domnului. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce ne dăjduiesc pentru tine, pace lumii tale dăruiește. Mântuiește poporul tău și binecuvintează moștenirea ta, plinătatea bisericii tale o păzește, sfințește-i pe cei ce iubesc frumusețea casei tale, tu pe aceștia îi răspătrește, preamărindu-i cu dumnezeiască puterea ta și nu ne părăsi pe noi cei ce îndăjim întru tine. Pace lumii tale dăruiește bisericilor tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului tău popor, că toată darea cea bună și tot darul de săvârșit și de sus este, pogorându-se de la tine, Părintele Luminilor, ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin, fie în numele Domnului binecuvântat de acum și până în veac. Fie în numele Domnului binecuvântat de acum și până în veac. Itonuma tu Chiriu, ευλογημένον από τον Ινκέ. Έως του αιώνων. Δόμνουλοι σε ne rugăm. Doamne, miluiește. Binecuvântarea Domnului să fie peste voi toți, cu al său har și cu a sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Chireleison, chireleison, chireleison. Părinte, binecuvintează. Ia din morți, Hristos adevărat, Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale Sfinților și tuturor lăudaților apostoli, ale Sfântului Ierarh Alexandru, Arhiepiscopul Constantinopolului și ale Sfintei Cuvioase Maicii noastre Parascheva de la Iași, ocrotitorii sfânlocașului acestuia, ale celui între sfinți, Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui dumnezeiască liturghie am săvârșit, ale Sfântului Sfințit Mucenic Ciprian și ale Sfintei Mucenițe Iustina Fecioara, căror pomenire o săvârșim astăzi, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești, Părinți Joachim și Ana, școale tuturor sfinților să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Pe cel ce ne binecuvintează și ne sfințește pe noi, Doamne, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pe noi! Amin.